Bună seara, doamnelor și domnilor, dacă putem să-i spunem bună. Invitatul nostru de astăzi este istoricul Octavian Țâcu. Domnule Țâcu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, Gheorghe. Eu cinstit, nu știu cum să începe emisiunea și cu ce să începe emisiunea. Tema e clară și asta cred că e unica mea emisiune care va fi o singură temă. Așadar, Rusia a atacat armat Ucraina. Nu facem pe deștepție acum, dar vă întreb și eu, nu știu, v-ați așteptat la asta? Mai ales în cont că în ultimele zile parcă rușii spuneau că gata, ne retragem, ne ducem acasă la bazele noastre, deși americanii insistau că nu se mai duc ei nicăieri, uitați-vă că deja au trupe și în Ucraina, sau armament, vehicule blindate în Belarus. Vă gândeați că tot ce o să fac? Gheorghe, eu am să-ți dau un răspuns care pe mulți probabil o să-i șocheze. Eu am intuit în alegerile din 11 iulie 2021 că lucrurile nu sunt curate. Pentru că Rusia practic a abandonat orice luptă în a se bate pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Noi am avut o bătălie pe viață și pe moarte la alegerile prezidențiale unde nu era nicio miză decât avem o republică parlamentară până la urmă, iar pârghiile de putere sunt la parlament. Și noi n-am avut nicio bătălie, ne-am dus la Varnița, era o chestiune lipsită de competență și de concurență. Toți stăteau și la Fhagimus, nu erau alegători. Și atunci devine clar că planurile s-au conturat mult mai înainte. Eu cred că prin primăvara anului 2021, atunci când în martie s-au început masarea trupelor la frontiera cu Ucraina, scenariul devenea tot mai clar. Deci spuneți că nu-i mai interesa legile parlamentare. Nu-i mai interesa. Deci ei aveau puse la punct toate mecanismele de acțiune. Eu atunci, într-un live de la Hagimus, am spus că lucrurile nu sunt curate. De pe perimetru transnistrean nu este nicio acțiune față niciun interes față de aceste alegeri și miza lor era atât de mare. După asta am văzut ce a urmat, pentru că, de fapt, guvernarea pro-europeană este sabotată, torpedată, subminată din toate punctele de vedere, pe toate palierele, așa să spunem, în interiorul Republicii Moldova. Iar din punct de vedere militar, am început să cred despre această invazie din momentul în care a devenit clară această angajare sau, mai bine zis, acest Consiliu de Securitate pe care Putin l-a convocat. La acest Consiliu am văzut o dezorganizare totală a declarațiilor între liderii de vârf a conducerii Federației Ruse și Narishkin și Kozak s-au lovit unul cu altul în argumente vorbind ba de integrarea acestor două republici, ba de recunoașterea lor internațională, Putin i-a obstrucționat și atunci a devenit clar că această operațiune a fost gândită la fel ca și cea din Crimea de un singur om sau cel puțin de un grup foarte restrâns de oameni care au știut exact cum se vor desfășura aceste ostilități. Au fost și alte semnale legate de avertismentele ambasadei Statelor Unite ale Americii care sunt înclinat să le cred că avea un efect de mai degrabă de demonizare a Rusiei. N-am crezut cu toții până în ultimul moment și de fapt să recunoaștem că toți ne-am trezit în această dimineață într-o altă realitate. 30 de ani de zile s-a construit o realitate bazată pe securitatea colectivă, pe Uniunea Europeană, pe extinderea NATO, pe integrarea europeană, parteneriat estic, s-au construit societăți civile și toate astea s-au prăbușit într-o singură zi. Este o lecție pe care Occidentul o mai învață, cred eu, a doua lecție majoră în acest an, pentru că în 2021, știți foarte bine, la fel s-a întâmplat în Afganistan. Prăbușirea acestor încercări de a construi niște societăți după chipul și asemănarea Occidentului, care în realitate au și alte componente care sunt antagoniste. Nu înțeleg cum. Dar de ce îi trebuie Rusia asta? Ce poate să obțină? Iată,
Cernobâl a fost luat, s-a aproape de Kiev, pe lângă Harkov vor să înconjoare. Doar nu o să omor 50 de milioane de locuitori ai Ucrainei. Nu ai să o pui în genunchi toată țara aia acolo. Nu e vorba de doar o bucățică de Crimea acolo. E vorba de o țară mare, de tot. Exact. Dar noi aici vorbim de o percepție a cantității în condițiile în care războiul se poartă după alte, după alți parametri. Sigur, noi în persoana Ucrainei avem un stat mare, teritorial, ca populație, ca armate. Nu știu ca dotare, încă sper foarte mult că s-a reușit dotarea suficientă ca armata să reziste. Dar Ucraina se confruntă cu a doua forță militară a lumii, cu o țară care luptă de secole, care acționează în secolul 21 după tiparele secolului 18, 19, 20. Nimic nu s-a schimbat. Occidentul a crezut că va impune Rusiei un model superior de reconciliere istorică și de recunoașterea frontierelor, de valori și democrație, cărora Rusia nu avea ce să le răspundă. Și în aceste condiții a răspuns cu ce știe mai bine, cu forța armată, pentru că orice suveran rus de la Petru I se crede un descendent, un moștenitor. Indiferent că a fost Rusia imperială sau a fost secretarii generali în Uniunea Sovietică sau actualmente este Putin. Putin țintește spre măreția lumii așa cum a făcut-o și Petru I și Alexandru și Ecaterina și Stalin. Deci este un descendent cu o diferență, spre exemplu, pentru că totuși până la urmă Stalin în conlucrare cu Ucraina a făcut Uniunea Sovietică mare. Putin luptă împotriva ei și aici este marele germen al rivalității. Să se înțeleagă foarte bine și din această lecție natura complicată a lumii ruse, în general, pe care occidentalii n-au înțeles-o până la urmă. Putin a fost încurajat în aceste acțiuni de tot ce s-a întâmplat în Ucraina, de tot ce se întâmplă în Georgia, de tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Mă refer la schimbarea preferințelor est-vest în interiorul societății. Prin urmare, și voturile și sondajele de opinie arătau faptul că în interiorul acestei societăți sunt oameni care în continuare privesc cu nostalgie spre revenirea în spațiul euroasiatic. Mai ales în Ucraina după anul 2004, când ba a fost un candidat pro-european, ba unul pro-rus. Debarcarea candidatului pro-rus văzută ca o intrusiune a lumii occidentale. Și atunci, evident, acest lucru a fost contabilizat pentru că Putin reiese și din acțiunile care vor fi după finalizarea acestor operațiuni. Și despre ele probabil o să vorbim pe parcursul emisiunii, pentru că sunt mai multe scenarii ale felului cum va fi gestionată criza ucraineană după ocupația militară. Talleyrand îi spunea lui Napoleon, care era încrezut că va cuceri toată Europa, îi spunea, majestate, Europa, cu baioneta poți face orice, dar cu baioneta, pe baionetă nu te poți așeza. Pe rachete și pe tancuri nu te poți așeza. Ai nevoie să construiești, să reconstruiești aceste societăți. Dacă vă întrebați cum va reuși Putin în Republica Moldova, foarte clar. Îl are pe Dodon, are Partidul Socialiștilor, are guvernare care a fost înainte de asta. Pentru el nu e o problemă să găsească în interiorul Republicii Moldova preferințe de 48%, care odată cu venirea tancurilor pot deveni 70-80%, pentru că va fi o mare debandadă. La fel și în Ucraina, pentru că Ianukovici a fost foarte bine conservat acolo, pregătit pentru eventualitatea acestor acțiuni care au urmat. Și nu e vorba doar de Ianukovici, este vorba de probabilitatea instaurării unui guvern de marionetă pe care îl va avea și care va pleda pentru apropiere de Rusia, un statut de neutralitate și poate eventual o federalizare a Ucrainei, așa cum își dorește Federația Rusă. Și sunt... ucraininii vor tolera așa ceva? Oamenii? Ucraina a mai trecut prin într-un experiment similar și nu doar prin unul. Asta este lecția de istorie care n-au învățat-o politicienii din spațiul post-sovietic, dar au învățat-o foarte bine este europenii. După primul război mondial, în spațiul respectiv s-au prăbușit patru imperii.
A căzut Imperiul Țarist, Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman, au apărut o grămadă de state naționale care au avut același traseu ca și Ucraina și Republica Moldova și Georgia în raport cu fostele colonii, cu fostele centre imperiale și care în cele din urmă, din cauza rivalităților dintre ele și din cauza rivalităților între mari puteri, au fost înghițite fie de Germania, fie de Uniunea Sovietică. S-a întâmplat exact la fel în 18, atunci când la Kiev era instaurată Republica Populară Ucraineană, o republică de inspirație germană și a fost implicat establishmentul militar german în crearea acestei Republici Populare Ucrainene, ca și apropo a Republicii Populare Belaruse. Doar că rușii sovietici, bolșevicii nu s-au împăcat cu asta și Ucraina a fost separată în trei entități. A fost o republică sovietică la Crivoi Rog și o republică sovietică la Odessa, de unde au venit băieții lui Kotovski, Levinzon, Kabak și au făcut frontodelul la Chișinău în decembrie 1917, iar în 6 ianuarie 1918 au încercat să instaureze puterea sovietică la Chișinău. Atunci a intervenit armata română, pe de o parte, pe de altă parte armata germană, după ce s-a retras armata germană, aceste Republica Populară Ucraineană s-a prăbușit. Dar în mentalul politic al Federației Ruse și a conducerii Federației Ruse, tot ceea ce este legat de Ucraina este cuprinsă de un relativism. În secolul XVI, Ucraina a fost separată între Imperiul Otoman și Rusia. În secolul XVI, Polonia și Rusia. În secolul XVII, între Imperiul Otoman și Rusia. Iar un hatman al Ucrainei, Bogdan Hmelnitski, a cerut protecția Rusiei la 1654. Alt hatman al Ucrainei, Mazepa, a făcut alianță cu Carol al XII-lea împotriva Rusiei la Poltava. Și această natură schimbătoare a preferințelor, pentru că și denumirea Ucrainei este o craină, este o periferie, este o limită. Aici, la încrucișarea dintre secole, Ucraina este foarte diversă. Această omogenitate a Ucrainei s-a conturat abia după anul 2014, după război, pentru că acest război este cu adevărat a vrut să fie un război de independență a Ucrainei. Și acum Ucraina poartă un război de independență totală pentru că, de fapt, dincolo de apărarea integrității și suveranității, este un război pentru existență. Au mai fost cazuri în istoria și Ucrainei și Poloniei și altor state în care au dispărut în urma invaziilor Rusiei. Ce șochează, într-adevăr, și aici aveți dreptate și toți cei care s-au trezit azi dimineață în altă realitate, este faptul că în secolul 21 nu ne-am fi imaginat acest lucru. În secolul 21, în care aparent era o unipolaritate dictată de Statele Unite ale Americii, era un proiect viabil european de integrare care se extindea treptat spre Rusia, în care aveam Organizația Națiunilor Unite, avem Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, și toate astea s-au prăbușit într-o zi. Pentru că ceea ce va urma în Ucraina, pentru noi, va fi o consecință imediată. E greu să intuim care sunt planurile, dar măcar ca scenarii. În opinia dumneavoastră, Vladimir Putin vrea ca Rusia, ca Ucraina, prin Constituție, nu știu, prin Parlament, să voteze, să jure, să semneze cu sânge că viața nu aderă la NATO, că vor fi neutri permanent, chiar și după ce Putin nu va mai fi, sau lui trebuie teritorii? Asta e întrebare, e mare întrebare, pentru că ar trebui să vedem cum au evoluat lucrurile în raport cu discursul politic și acțiunea politică a Rusiei. Putin, la început, și-a dorit două lucruri care le-a cerut Occidentului: să nu se mai extindă în spațiul post-sovietic, NATO, și doi, să nu fie mai militarizate. Deci astea au fost cele două condiții asupra cărora au insistat și în discursul său, în motivația sa, foarte clar a spus că nu mai avem de gând să tolerăm extinderea NATO, lumea unipolară. De fapt, este un discurs care a fost trecut cu vederea în 2007.
Și eu am să revin aici pentru că memoria istorică e scurtă, iar oamenii uită de foarte multe ori chestii care s-au întâmplat relativ recent. La München? La München în 2007 s-a întâmplat un lucru pe care Putin l-a declarat și care s-a întâmplat treptat an de an. El a spus că nu va tolera o lume unipolară, nu va mai tolera ca Statele Unite să dicteze altora ce vor să facă și Rusia va fi altă, în alta decât a fost până acum. Care a fost motivul acestei declarații? Iarăși de multe ori este trecut cu vederea. Iar motivul acestei declarații l-a spus chiar Putin în unul din momentele în care a justificat anexarea Crimeei. A spus, domnilor, dar dacă în Kosovo a fost posibil să rupeți un teritoriu de la Serbia, să-l faceți o entitate printr-o decizie de parlament care nu știm cât de legitim era, de ce noi nu putem să anexăm Crimeea în baza unui referendum, așa cum l-au organizat? Și atunci este clar că Kosovo a deschis cutia Pandorei de acțiune în spațiul european. A fost însă o acțiune a puterilor occidentale care venea în dorința de a asigura securitatea continentului european. Și aici este marea diferență între ce a urmat după 2007. Pentru că în 2007, după 2007, au fost două acțiuni consecutive care au arătat că Putin nu are de gând să se joace. Prima a fost summitul de la București, în care s-a pus piciorul în prag și a spus clar, fără Ucraina și Georgia în NATO. Și la care americanii au dat în urmă, ceea ce eu cred că este cea mai mare greșeală. Atunci era posibilitatea de a oferi un traseu de integrare euroatlantică clară pentru Ucraina și Georgia, care ar fi prevenit un război. Putin nu era pregătit atunci pentru o reacție. Americanii ar fi avut un avantaj strategic enorm în acele circumstanțe. Atunci Rusia a dat în urmă și a urmat războiul din Georgia, din august 2008, care s-a soldat cu ce? Cu recunoașterea Osetiei de Sud și a Abhaziei. Putin a răspuns cu aceeași monedă Occidentului, pentru că vorbesc de multe ori că Putin a creat un precedent. Precedentul a fost creat mai înainte, prin Kosovo, după care a reacționat Putin cu Osetia și Abhazia și zilele trecute prin cele două republici separatiste pe care le-a recunoscut. Și atunci devine clar că acești pași care au fost făcuți după 2008, mai ales după începutul războiului din Ucraina, care a fost, apropo, un război convingător pentru Rusia că Occidentul nu are o ripostă adecvată. Sancțiunilor economice Rusia le poate face față cu ușurință. Ele sunt de lungă durată ca efect, dar acțiunile militare sunt imediate. Occidentul, să știți că poartă o responsabilitate la fel de mare ca și clasa politică ucraineană pentru eventuala prăbușire a Ucrainei în aceste zile. Clasa politică ucraineană poartă responsabilitate pentru faptul că a avut din 2004 până în 2010 o fereastră de oportunitate clară pentru a schimba țara. Ce s-a întâmplat în această perioadă a fost o bătălie între Iușenko și prima doamna aceea lui, care era prim-ministru, și care a îngropat speranțele ucrainenilor că schimbarea poate să vină. Aceea a fost momentul cel mai important, ca și la noi momentul între 2009 și 2014. Un moment ratat atunci când au fost cele mai mari condiții și cele mai prielnici pentru ca Republica Moldova să aibă un traseu clar de integrare europeană și poate de integrare euroatlantică. Cu ce s-a soldat asta? Cu lupta între Plahotniuc și Filat. Și atunci când tu ai un nivel sporit de corupție în interiorul societății tale, când tu nu ai o societate democratică care să ofere cetățenilor oportunități pentru dezvoltare, tu creezi în interiorul societăților tale rivalități inutile pentru viitorul țării în care te afli. Asta au înțeles, de fapt, să se știe, americanii în raport cu România, cu Bulgaria și cu statele est-europene. Printre primele lucruri care s-au făcut în statele est-europene după aderarea lor la NATO a fost lupta împotriva corupției. De aceea DNA-ul a fost potent și bine instrumentalizat de experții americani și aflat sub egida președinției lui Băsescu, pentru că ai nevoie să-ți securizezi segmentul de
segmentul politic, segmentul de interes național, împotriva eventualilor forme de corupție care pot veni din exterior. Și a doilea lucru care îl spuneam în raport cu responsabilitatea Occidentului este păcatul originar care s-a întâmplat în 1994. Atunci când duși de val în condițiile lunii de miere între Occident și Rusia, când se pupau și se strângeau în braț și Clinton cu Yeltsin și alții, crezând că Rusia va fi un ursuleț blând de pluș pe care îl poți pupa și îmblânzi, deci i-au convins pe ucraineni să renunțe la arsenalul nuclear. Renunțarea la arsenalul nuclear s-a făcut cu garanții din partea tuturor trei puteri. Și Rusia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii. Cazus Belli a fost în 2014. Este clar, Rusia a încălcat prevederile acordului din 94. Ce au făcut americanii și britanicii s-au rezumat la sancțiuni. Această chestiune este foarte importantă. Din punct de vedere a angajării la nivel internațional, deci trebuia să existe ca în epoca, în secolul XIX, oamenii erau mai corecți și puterile erau mai corecte. Pentru că dacă semnai acord de suzeranitate cu partea care te proteja, fie Polonia, fie Imperiul Otoman, fie Lituania, fie Germania, ei se țineau de cuvânt. Deci armatele veneau în ajutorul, de câte ori au venit armatele și din Ungaria și din Polonia să ajute țara Moldovei în lupta Imperiului Otoman, pentru că era suzeranitate. Eu, apropo, asta era următoarea mea întrebare. Poate sună simplist, de ce nu se implică Occidentul la modul practic, cu excepția comentariilor pe Twitter, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, domnul profesor. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Țicu, înainte de publicitate vorbeam despre faptul că poate sună simplist, dar lumea se întreabă. Ei, oameni buni, este atacat un stat suveran. De ce statele puternice care își permit nu intervin să-i ajute pe ucraineni cu soldați, cu tehnică militară, nu știu. Nu înțeleg cum sună întrebarea, dar ea este. Și multă lume își pune întrebarea. Este super NATO? Este. Dar știți, eu am să dau un exemplu. Cât a hrănit propaganda occidentală mișcările de rezistență din blocul comunist după al doilea război mondial cu această pastilă de vin americani. Deci eu am citit dosarele mai multor mișcări de rezistență. Filimon Bodiu, de exemplu, Armata Neagră, frăția asta, Armata Pădurii. Deci ei auzeau și transmiteau pe la oameni că vor veni americanii, că americanii vor începe un război cu rușii. Asta, apropo, era valabil și în cazul frăției pădurilor din Lituania. Și în cazul mișcărilor de rezistență din pădurile din Ucraina de vest împotriva regimului sovietic. Și același mit al intervenției americane a fost și în timpul Revoluției la 1956 din Ungaria. Ungaria a crezut foarte mult că va fi o defecțiune și în condițiile în care ei se vor revolta împotriva intervenției sovietice, vor interveni americanii și îi vor salva. Deci persistă la nivelul societății în Europa de Est acest mit al salvatorului american care va veni odată și se va opune Uniunii Sovietice. Noi suntem acum exact în situația asta pentru că dincolo de, ca să fie clar, principalul obstacol în calea expansiunii Rusiei până la frontiera NATO, adică până la Polonia, țările Baltice și România și Bulgaria, este soldatul ucrainean. Clasa politică ucraineană, armata ucraineană, care, apropo, tot este una din cele mai mari din Europa, dar care probabil nu dispune încă de un potențial ca să poarte un război de rezistență, de amploare. Poate războiul va intra într-o altă fază după ce va cădea Kievul și Ucraina va intra sub o formă de ocupație hibridă a Federației Ruse, pentru că atunci poate începe un alt fel de război, fie de partizani, fie de cartiere, pentru că ucrainenii sunt obișnuiți cu astfel de forme de luptă, au avut tradiția asta de rezistență încă dintr-al doilea război mondial.
Ei au fost alături de ruși, cei care au obținut victoria în cel de-al doilea război mondial. Și marei conducători ruși ca Timoshenko, Malinovski și alții au fost, de fapt, ucraineni. Prin urmare, deci, această rezistență a ucrainenilor urmează firesc, așa cum așteaptă toată lumea, să fie întărită de o declarație clară a NATO care are de gând militar să susțină efortul de rezistență al Ucrainei. Dar au spus că nu intervin militar. Până la ora actuală, da, este clar, și atunci ne întrebăm, de fapt, care este miza acestei crize. Dacă miza NATO este să securizeze perimetrul NATO împotriva unei eventuale expansiuni ruse, atunci avem o altă fază a crizei ucrainene. Dacă vorbim despre, pentru că aici e clar că trebuie să vorbim despre scenarii. Oamenii așteaptă să știe clar ce se va întâmpla cu Republica Moldova. Oamenii așteaptă să le spunem ce se va întâmpla cu Ucraina. Le spunem. Putin are câteva scenarii și aceste scenarii vor fi în funcție de evoluția rezistenței ucrainene și a opoziției Occidentului. Primul scenariu optimal este refacerea integrală a Uniunii Sovietice. Integrală? Da. Așa, fără țările balcice la ora actuală, în forma, cum spunea și Lukashenko, noi vom aduce Ucraina în leagănul lumii slave. Deci ei vor să cred că Ucraina e rătăcită și Ucraina trebuie să fie adusă în lumea slavă. Și aici, din discursul Lukashenko, apare o chestiune care este de secole în mentalul celor trei popoare ucrainenii, velicorușii și belorușii, deci de refacerea unității lumii slave. Este un mit construit de cnezatul Moscovei după ce a început să devină imperiu. Deci acest scenariu automat va aduce Republica Moldova în cadrul unei construcții politice de cele care a fost eventual Uniunea Sovietică. Asta este un scenariu maximal care va depinde în mare parte de riposta Occidentului. Dacă ucrainenii vor rezista și vor avea capacități de a-și securiza capitala și partea din dreapta Dniprului, așa să spunem, cea care tradițional este mai antirusească și mai omogenă din punct de vedere etnic, atunci vom avea o instalare a unei guvernări provizorii de-a lungul perimetrului Dniprului pe toată coasta, deci Mării Negre, de la Mariupol, care va fi eventual cucerit pentru că el asigură trecerea spre resursele de apă pentru Crimeea și a conexiunii de la Perekop, care este un istm îngust pe care este greu să-ți asiguri. Deci dacă ies din istmul Perekop și cuceresc toată coasta Mării Negre, asta înseamnă asediul Odesei și gurile Dunării. Deci asta este un alt proiect care va fi și este mult discutat, proiectul Novorossia, care a fost teoretizat, s-a investit, apropo, foarte mulți bani. Au fost istorici ruși, eu știu personal câțiva din ei, care au lucrat pentru președintele Putin și pentru guvernul Rusiei la proiectul Novorossia, adunând materiale, statistici, ce se întâmplă în fiecare localitate, care sunt stările de spirit și așa mai departe. Asta înseamnă că restul Ucrainei va deveni un stat decupat de la Marea Neagră, pentru că asta își dorește Rusia, să securizeze acest perimetru pentru a nu avea eventuale descindere ale flotei Marii țărilor NATO în Marea Neagră. Și atunci lucrurile devin clare, pentru control asupra gurilor Dunării, de fapt este control asupra întregului fluviu și este un control asupra navigației pe Dunăre pe tot perimetrul european. Și aici Putin nu este original, pentru că fiecare suveran al Rusiei s-a văzut un descendent al lui Petru I. Iar Putin cu siguranță își caută un loc în istorie. Acea măreție despre care se va scrie peste ani pornește și probabil de la impunitatea care au avut-o și alți suverani până la el, și Alexandru I și Nicolae I și
Lenin și Stalin, care sunt de fapt mari figuri ale istoriei Rusiei, Caterina a doua, și care crede că în timp va fi doar un episod de glorie militară a Federației Rusiei, care a obținut. Și apropo, să înțelegem că Rusia este un stat autoritar cu înclinații de a deveni un stat totalitar. Eu am urmărit cu atenție la începutul anului dezbaterile din Duma Rusă. Am văzut lipsa totală de opoziție, pentru că cererea de recunoaștere a republicilor separatiste a devenit de la fracțiunea partidelor comuniștilor. De la Ziuganov a venit această cerere către Consiliul Federal și înaintat președintelui Putin. Care a fost scrisă de Edinea Rusia și dată lor pe masă să o citească. Probabil, dar gândiți-vă la faptul că această inițiativă a venit din partea opoziției. Iar Jirinovski, care știi că rușii spun «Șto у пьяного, șto умного на уме, у пьяного на языке». Ce are cel deștept în minte, are cel beat pe limbă. Ce are Putin în minte, are Jirinovski pe limbă. Uh-huh. Jirinovski spunea în decembrie că noi vom avea un război care va reda Rusiei gloria de altă dată. Și avem nevoie de un război total împotriva Europei, care, pentru că suntem superiori din punct de vedere tactic și armatic convenționale. Chiar a luat în derâdere armata americană, care în viața ei n-a luptat în ofensivă și în misiuni de acest gen, spunând că doar Rusia are această capacitate de superioritate tehnică și tactică în războiul convențional. Iar Jirinovski, care este viral pe toate rețelele de socializare și care de câteva ori a fost făcut sau numit un fel de opozant al lui Putin, de fapt a exprimat ceea ce și-a dorit Kremlinul să audă. Iar apelul la solidaritate din partea întregii clase politice arată faptul că în interiorul Rusiei probabil există insule și câteva voci care se opun acestei abordări pe care Putin a propus-o pentru Ucraina. În Rusia sunt foarte mulți ucraineni, în Ucraina sunt foarte mulți ruși. Pe asta mizează foarte mult Putin, promițând rușilor că va aduce Ucraina înapoi. Мы вернем Украину в логово славянской цивилизации, deci discursul care se construiește pentru ruși și care este salutat de majoritatea rușilor care trăiesc în această imagine de grandomanie care au avut-o dintotdeauna. Nu este nimic nou. Ce este nou și de neînțeles de ce Occidentul și statele este europene și cele ieșite din comunist au fost de atât de credule și lipsite de perspicacitate în a-și dezvolta această tendință de integrare într-un spațiu care asigură securitate. Clar e lucru că România, Polonia, Cehia, țările baltice sunt securizate. Din punctul ăsta de vedere este clar că Rusia nu va încerca nici sub o formă, poate cu destabilizarea în interior, proiectând anumiți oponenți politici, partide politice, cum e Auru, sau lideri politici, cum a fost și sau este președintele Cehiei. Dar în linii generale acolo va fi liniște, pentru că există o determinare în apărarea alianței, este o forță dincolo de care Rusia nu va trece. În rest, totul este fluid. Domnul Țăcu, eu îmi cer scuze că tot stau cu telefonul în mână, să nu credeți că e lipsă de respect, dar canalii Telegram, de exemplu, Index, arată imagini din Odessa, unde se duc lupte la ora asta, imagini din Mariupol, imagini din Harkov. Și în contextul ăsta luptelor astea care continuă și se pare că nu se mai încheie, poate explicația că nu se bagă Occidentul cu trupe este că dacă se începe un război între Est și Vest, ăsta ar putea fi ultimul război de pe glob pământesc? Da, ar putea fi, pentru că modul de acțiune al lui Putin este absolut imprevizibil. Eu, la ce observ, primul simptom al faptului că lucrurile degenerează este decăderea limbajului politic. Deci Putin a trecut într-un limbaj care l-a avut și Hrușciov și Stalin și un limbaj care, de fapt, reflectă lumea interlopă rusă. Modul de acțiune, modul de gândire, totul este
o chestiune, a scăpat de complexele care le-a avut până acum față de Occident, a înțeles că Occidentul este vulnerabil, a văzut asta în Afganistan, a văzut asta în Irak, a văzut faptul că Occidentul, între el există o disensiune între Statele Unite și principalii aliați. Pe anumite segmente chiar s-au putut înțelege cu Germania foarte bine. Ce înseamnă de fapt că noi vorbim de corupție în țările este europene, dar gândiți-vă la corupția din clasa politică germană, în care mafia gazului are o presiune enormă, un lobby în cadrul clasei politice germane, încât să dea drumul la cele două țevi, Nord Stream 1 și Nord Stream 2, și să declare că închizi trei dintre centralele atomice din cele șase, în condițiile în care ele îți asigură autonomia energetică în raport cu Federația Rusă. Și asta în condițiile în care tu torpedezi automat sistemul energetic al Ucrainei și al Poloniei și întreg sistemul energetic doar din dorința de a-ți asigura ție prosperitatea și vitalitatea economică. Atunci a devenit clar că, de fapt, Germania are în vedere un alt proiect politic decât cel legat de integrarea europeană și de percepția asupra... Clar, lucrurile s-au schimbat. Acum vedem o altă abordare a Germaniei, o altă abordare, vedem un gest de solidaritate, pentru că am văzut toți împreună și secretarul general NATO și înalții demnitari europeni, de rând cu poziția la unison a președinției Statelor Unite ale Americii, dar aceste lucruri nu vor ajuta Ucraina în imediat. Și în plan îndelungat, sigur că s-ar putea să aibă efecte economice asupra Rusiei sancțiunile, chiar dacă cad la bursă acțiunile, crește euro, crește dolarul în raport cu rubla, mai multe întreprinderi și probabil înalți demnitari ruși vor intra sub sancțiuni care le va afecta personal averea, dar atunci când este vorba de o acțiune supremă de acest gen, eu cred că nimeni nu va îndrăzni să se opună la ceea ce a planificat Putin la ora actuală. Domnul Țăcu, Rusia nu înseamnă numai Stalin, Lenin, Ecaterina și Putin. Mai înseamnă și Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Ceaicovski. Or, e un popor și de intelectuali, mari intelectuali. Așa e, dar gândiți-vă că și Tolstoi și Dostoievski, de fapt, au promovat velicorusismul. Și romanul istoric rusesc este unul penetrat de velicorusism, de grandomania rusească, de gloria militară. Și Dostoievski și Tolstoi, de fapt, gândiți-vă la Pușkin, la Lermontov. Ei au glorificat Lermontov, mai ales, care era un poet cu descendență militară și care și-a căutat soarta și prin război din Caucaz. Pușkin, care de asemenea în lucrurile importante care le-a scris, a vorbit. Deci atunci când, da, versurile sunt frumoase, dar în esență era o formă de propagandă sub o altă formă. Și sigur, ne place baletul, ne place muzica, ne plac lucrurile frumoase care le fac rușii, dar ele prea puțin contează atunci când tancurile rusești invadează de nenumărate ori acest spațiu. Pentru că întreaga istorie a Rusiei, de la momentul cnezatului Moscovei și la Ivan Kalita din secolul XIV până la ora actuală, este o istorie a unor anexiuni. A fost un imperiu care s-a creat constant în detrimentul altor popoare. Și asta s-a făcut prin războaie, nu s-a făcut prin cederi benevole. Anumite state au căutat protectoratul Rusiei, este adevărat, cum a semnat și Cantemir la Lutsk și tratatul de la Gheorghevsk între georgieni. Dar clauzele erau foarte clare și Rusia nu le-a respectat. Iar toate războaiele de ocupație, nu ar în țările române, au fost 12 invazii care a făcut România ceea ce este și o parte din teritoriul românești acum nu se mai regăsesc în spațiul românesc tocmai datorită acestor războaie. Puteți spune sau cel puțin credeți că ăsta ar putea fi începutul sfârșitului lui Vladimir Putin sau nici pe departe? Înainte de această operațiune credeam cu sinceritate, pentru că am văzut răspunsul Occidentului
la scrisoarea din 17 decembrie a fost răspunsul din 26 ianuarie în care NATO foarte clar părea că a exprimat această potențial de rezistență și de a nu ceda. Și sincer am crezut că cu asta se va încheia. Trupele ruse se vor întări pe acest perimetru în Lugansk și în Donetsk. Va fi o Transnistrie în care rușii vor încerca să impună un dialog între Kiev, Donetsk și Lugansk, să meargă pe scenariul de federalizare. Până la această dimineață care practic a arătat o altă realitate. Domnul Țicu, noi vedem pe ăștia din NATO tot respectul, că stari foarte tare la declarații și pe Facebook, dar credeți că acum ar putea ceda? Și spune, bun, gata, am înțeles domnul Putin, ok, nu ne mai extindem, facem cum vrei Maria ta, doar oprește și nu mai invada țara asta. Eu am vorbit astăzi cu mai mulți ucraineni care nu acceptă un asemenea scenariu. Ca rușii să le spună ce să facă, să nu mai fie, să nu-și mai dorească NATO, să nu-și mai dorească înarmare. Ucrainenii, sincer, au crezut și cred în această statalitate. Iar felul cum s-a construit timp de 30 de ani acest stat a insuflat foarte mult patriotism. Începând cu manualele școlare pe care eu le-am studiat și terminând cu retorica și propaganda de la televizor, inclusiv ucrainizarea care a avut loc în mai multe teritorii și în detrimentul inclusiv a românilor din aceste teritorii. Deci, prin urmare, din acest punct de vedere, Ucraina va insista foarte mult să rămână în continuare stăpână pe lucrurile pe care le are până la ora actuală. După scenariul pe care Putin îl pune la cale, în cazul în care cade Kievul și întreaga Ucraina va... Pentru că tot dacă va cădea Kievul, deja restul lucrurilor, probabil capitala se va muta la Lviv, cam asta vor fi lucrurile și se va instaura un guvern marionetă sub egida lui Putin care va declara unilateral proclamarea neutralității, integrarea teritorială a Ucrainei printr-un proiect de federalizare cu aceste entități și aflarea lor într-un parteneriat de pace și de acorduri, așa cum a făcut Rusia imediat cu Republica de la Donetsk și de la Lugansk. Domnul Țicu, eu vreau să vă rog să trecem probabil la cea mai importantă parte a emisiunii, să vorbim despre noi, locuitorii Republicii Moldova, ce ne așteaptă, ce ar putea să ne aștepte, de ce sunt teme mai tare, ce sperăm, a cui să ne rugăm, dar luăm doar câteva clipe de publicitate, da, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Ne-am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Țicu, acum 3 minute, Parlamentul de la Chișinău a instituit stare de urgență pentru 2 luni. Eu nu știu, vreți să vă dați cu părere despre asta, nu vreți, nu contează, vreau să continuăm despre noi. Da. Ce trebuie, la ce trebuie să ne așteptăm, de ce să ne temem, ce să sperăm, pentru ce să ne rugăm, niște ipoteze care le aveți din asta, din ce, eu am văzut, noi am discutat la publicitate, ați uitat pe hartă ceea ce fac rușii, da, acum și probabil înțelegeți cam ce vor ei până la capăt. Noi, dacă Republica ei au ajuns la Melitopol, este clar, decuparea Kievului de... Este proiectul Novorosia, deci vor încerca să ia cu asalt Odessa și gurile Dunării pentru a-și asigura securitatea completă pe coasta Mării Negre. Deci asta înseamnă că Rusia până la Georgia și până la România are complet controlul asupra Mării Negre și gurile Dunării. La ce trebuie să ne așteptăm noi depinde și spun cu ce am început această emisiune, cu alegerile din 11 iulie. Dacă rușii în mod deliberat au cedat pentru că știau oricum că vor reveni aici, atunci primul scenariu în cazul în care Ucraina este anexată înseamnă că Republica Moldova la scurt timp va fi acela scenariu.
dacă rușii ajung în Odessa și la frontiera cu Republica Moldova, Transnistria va dori să se unească cu Rusia. Da. Va fi o declarație automată de independență și o dorință explicită de reunire cu Federația Rusă. Probabil Rusia va căuta sau va genera un pretext pentru invazie în Republica Moldova. Pentru ei nu este o problemă acest lucru. Și aici vine întrebarea fundamentală pentru noi. Stop, dar noi, Rusia, nu este mai comod să aibă astfel, dacă nu dă Doamne, ia regiunea transnistreană, nu dă Doamne, dar dacă o ia, nu este mai comod să aibă o zonă tampon cu NATO? Nu. Vrea graniță direct cu NATO, încă una? Pentru ei nu este o problemă să aibă o frontieră cu NATO atâta timp cât această frontieră este securizată de armatele ruse. Rusia, printr-un război eficient, poate demonstra și desumfla roțile tuturor pentru o anumită perioadă. Sigur, proximitatea NATO este o chestiune indezirabilă. Rusia ar fi dorit mai mult să aibă o zonă buffer în care Ucraina, Republica Moldova, Georgia să fie state neutre cu un statut de federalizare în care entitățile sub controlul Federației Rusie să aibă influență de decizii politice la Kiev, Tbilisi, Chișinău și cu prezență militară rusă pe teritoriul lor, fie în Crimea, fie în Odessa, fie în Transnistria, fie în Osetia și Abhazia. Deci asta este varianta optimală. Dar noi nu știm, pornind de la această amploare pe care a luat-o invazia și discursul din interiorul Rusiei, care vor fi finalitățile. Dacă Putin va îngenunchea Rusia și va instaura un guvern marionete, probabil la Chișinău se vor căuta posibilități și soluții de destabilizare pentru a instaura un guvern filorus. Și asta pentru ca Moldova să aibă o destinație previzibilă pentru Federația Rusă. Și aici eu mă întorc la problema noastră fundamentală din anul 1918. Ce facem noi în condițiile în care este clar că rușii ajung la Nistru? Care este modul de acțiune? Și ce facem noi? Soluția fundamentală este reunirea. Cine decide unirea? Reunirea o decide Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova împreună cu președinția. Cererea de... Pentru că un astfel de cerere de reunire este similară lucrurilor care s-au întâmplat în Lugansk și în Donetsk. România n-ar voi... Rusia n-ar avea nici un argument împotriva intrării României în Republica Moldova, uh-huh, pentru că a făcut la fel în aceste republici autoproclamate pe care le-a protejat. Și dacă instituțiile de stat al Republicii Moldova fac cereri de reunire cu România în baza pericolului care îl prezintă eventualitatea anexării, acest lucru se poate întâmpla și atunci NATO cel puțin va ieși onorabil dintr-o problemă pe care a promovat-o atâta timp. Dar, repet încă o dată, acest lucru nu trebuie să vină de la București sau de la Washington sau de la Bruxelles. Acest lucru trebuie să se întâmple în Chișinău și prin această decizie aprobată la unison, așa cum s-a aprobat starea de urgență, așa trebuie să se aprobe o declarație de reunire. Asta ar însemna pentru noi cel puțin o garanție asupra faptului că armatele NATO și cele române vor securiza perimetrul până la Nistru. În oricare alte circumstanțe suntem sortiți pe irii din punct de vedere civilizațional, pentru că asta va duce la transnistrezarea Republicii Moldova. Va fi repetarea anului 1940. Unii vor rămâne, alții vor pleca, alții vor întâlni cu flori armatele ruse, așa cum a mai fost în istoria noastră. Lucru la care probabil Putin și acoliții lui mai speră. Oricum trebuie să ne păstrăm demnitatea. Eu asta vreau să spun oamenilor. Noi o viață avem și odată murim. Trebuie să avem curaj, trebuie să avem determinare și demnitate în a ști cum să înfruntăm pericolul în care ne aflăm.
Iată, Joe Biden a declarat acum câteva minute că Statele Unite nu se vor implica în conflictul din Ucraina, dar își vor apăra teritoriile NATO în caz în care vor fi atinsă. În condițiile în care România are 1 milion de cetățeni în Republica Moldova și va exista o cerere expresă și din partea României pentru a-și apăra cetățenii și din partea Chișinăului de a-și salva viitorul pro-european, lucrurile se pot rezolva foarte rapid. Eu cred că această ședință a Parlamentului ar fi trebuit să fie dedicată acestui gest. Nu stări de urgență și nu alte chestiuni. Era un moment foarte important. Nu știm ce va fi mâine, nu știm ce va fi în zilele următoare, dar de urgență este nevoie de o abordare radicală a problemei, pentru că lucrurile se vor întâmpla foarte rapid. Să înțeleg că n-apreciați nici gestul președintului Maia Sandu de a chema astăzi la ședință la președinție pentru discuții atât fracțiunea sa, PASO, cât și socialiștii, pentru că astfel s-a dat de înțeles că oamenii buni trebuie unitate națională. Trebuie. Bun, Pșor nu i-au chemat, dar măcar păște. Trebuie unitate națională, evident, dar vreau să vă aduc aminte că regele Mihai tot i-a chemat pe comuniști la Castelul Peleș atunci când sovietici trebuiau să intre în România. I-a chemat pentru că știa că aceștia pot ușura condițiile de pace ale României. Noi aici nu mai este timp de jumătăți de măsură. Machiavelli spunea că jumătățile de măsură sunt instabile, prin urmare periculoase. Noi nu mai avem timp. De oligarhii, miliardarii ruși, de ce nu-l opresc pe Putin dacă ei tot vor fi sancționați și vor pierde și ei? Probabil s-au asigurat, nu vor muri de foame, cred eu. Eu cred că mai dramatic este soarta poporului rus în întregime. Și a Ucrainei și a celor care vor muri și celor care vor avea de suferi și după asta, pentru că până la urmă bătălia va fi câștigată de occidentali. Că, da, sunt superiori din toate punctele de vedere. Și militar, și tehnologic, și financiar, economic, vor pune Rusia pe brânci. Dar până atunci vor avea de suferit, vom avea de suferit și noi și alții și rușii și lumea va fi altfel, dar ca ultimă încheiere, din toată această afacere învingătoare va ieși China. Asta este marele paradox. Rivalitățile între puterile europene și cele de sorginte civilizațional occidentale, pentru că și rușii sunt occidentali, toată construcția rusă este o proiecție occidentală, de la religii, de la imperiu, de la marxism-leninism până la urmă și tot ce a însemnat. Dar în această rivalitate va ieși învingătoare China, care după toate aceste șicane va ști cum să speculeze în folosul propriului avantaj pe care îl va avea în Asia de Sud-Est. Și la nivel global. Probabil ultima întrebare, domnul Săcu. Vladimir Putin are 70 de ani. O fi el cel mai tare sau unul dintre cei mai tari, dar nici veșnic nu poate fi. Da. Acolo contează cine e la guvernare? Sigur. Dacă vin alții, nu vor continua ceea ce a început el? Contează, liderii întotdeauna au contat. Pentru că, într-un fel, a fost Alexandru I și, în alt fel, Alexandru al II-lea, marele reformator și cel care a schimbat imaginea Rusiei. Asta nu înseamnă că Rusia își va pierde statutul de mare putere, dar cel puțin își va remodela relațiile cu vecinii și va reașeza relațiile cu Occidentul într-o albie de normalitate. Domnul Săcu, mulțumesc tare frumos pentru această discuție și lecții de istorie. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Ne vedem neapărat aici în studio. Revin cu mare drag de fiecare dată și să avem o seară liniștită, calmă, să ne rugăm pentru Ucraina și pentru noi și pentru toată partea asta și cam atât. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la emisiunii Puterea a Patra. Pace tuturor și sănătate!